Bună dimineața! Dezastrul produs de ciclonul Boris, care a provocat inundații istorice în Galați și Vaslui, ar putea declanșa în zonă epidemii de boli preponderent cu transmitere digestiv hidrică, așa cum sunt, de exemplu, dizenteria și hepatita A. Medicul infecționist Adrian Mărinescu este alături de mine în această dimineață și ne lămurește. Bună dimineața! Bună dimineața! Așadar, domnule doctor, la ce ar trebui să fie atenție oamenii din zona respectivă și nu numai, desigur, astfel încât să nu o dăm din una în alta? Bine, înainte de toate, n spune că e un risc foarte mare în viitor viitorul că trebuie să rămânem calmi. Eu risc, într-adevăr, așa cum spuneai, pentru bolile care se transmit pe cale digestivă. Principala problemă este apa care poate fi contaminată. Cu cât ai o perioadă mai lungă de timp, cu aceste inundații crește și riscul. Și aici putem vorbi de foarte multe microorganisme, exact de ce spuneai, dizenteria, salmoneloza, putem vorbi de ieșirea coli, o listă, din păcate, destul de lungă, plus hepatitele, unele între ele, cum e hepatita A, hepatita E, se pot transmite, din păcate, destul de ușor. Cei care au oricum bol cronice, adică au un sistem imunitar problematic, ar putea să facă și forme severe. Întrebarea era ce ar putea să facă, ce ar putea să facă individual. Apropo de sursa de apă, ar trebui să o fiarbă, fi dar atenție, răcirea trebuie să facă prin gheață, că și gheața poate da toxinfecții alimentare. Cred însă că mult mai important e ce vor face autoritățile apropo de partea de profilaxie. Se poate face vaccinarea pentru hepatita, se poate lua, pot lua măsuri legate de igienă, asigurarea sursei de apă. Am putea însă să continuăm, să ne gândim că în afară de bolile digestive, avem leptospiroza, avem mai mulți sânțari și de aici riscul de West Nile și lucrurile se pot complica. Sunt alergiile la persoanele care sunt, de exemplu, asmatice, ar putea să aibă la onda și agravări. Adică lista e destul de lungă, din păcate. Există vreun risc în momentul în care apa a ieșit din case a ajuns destul de... La un chiar și la un metru în unele mm -hmm. locuințe și a rămas acel nămol. Există și aici vreun risc? Categorică, da. E vreo de apele sătătoare. Și riscul e destul de mare cu tot ce am vorbit noi mai devreme spuneam și înainte, depinde în ce interval de timp vom rezolva. Cu cât vom avea mai mult timp, perioada, o perioadă cu astfel de inundații, riscul va fi mai mare. Desigur, ne gândim și la mucegai, da? pentru că oamenii din zonă nu au timp neapărat să, sau nu au bani să își renoveze din ce a mai rămas, desigur că la unii n-a mai rămas nimic, ce se întâmplă cu mucegaiul? De ce e un pericol pentru sănătatea noastră? Mai ales pentru persoanele în vârstă, cei care au un teren, exact ce spuneam mai devreme, terenul alergic, riscul de a face infecții destul de severe. Mă întorc la ce discutăm apropo de autorități. Sigur că tu, la nivel individual, îți rezolvi, îți renovezi casa, dar întâi ar trebui rezolvată partea asta din punct de vedere epidemiologic și aici trebuie niște măsuri care să fie luate repede și ține de autorități. Ne gândim și la boli care se transmit de la animale la om, nu știu, mă gândesc că sunt acum rozătoare, Dar sunt animalele care erau crescute în gospodăriile respective, se poate transmite vreo boală în aceste situații? Sigur că e un risc, e adevărat că e tangențial sau nu e la fel de mare, dar în teorie ar putea să fie un risc și în felul ăsta, însă nu m-aș gândi, cumva procentul e destul de mic. Dacă ne gândim la măsurile pe care ar trebui să le luăm, la nivelul acelor zone, sigur că intră și combaterea rozătoarelor, dăunătoarelor. Sau ar trebui să intre? Tot ca măsură de prevenție, care sunt primele semne care ar trebui să ne ducă la medic? Oamenii din zonele acelea nu se mai gândesc, desigur, la doctor, nu se mai gândesc la ei ca persoană fizică și ca sănătatea pe care trebuie să, de care trebuie să se îngrijească. Dar primele semne care ar trebui să-i ducă neapărat la medic, astfel încât să nu se întâmple ceva mai grav? Bine, o simptomatologie digestivă, exact ca la o toxinfecție alimentară, De dacă exact. e ceva, greață, vărsături, scaune diareice, stare generală modificată, deshidratarea care poate să apară repede și am discutat și cu alte ocazii, o persoană în vârstă și care are și boli cronice, poate să aibă o deshidratare care să-i pună probleme în câteva ore. De fiecare când acest lucru se întâmplă, ar fi bine să ajungă la medic. Acum, întrebarea e cum se asigură această asistență medicală și cred că rolul nostru ar trebui să fie, mă refer la sectorul medical, să gândească niște lucruri care să ajute pe oameni, să aibă variantele, să poată acționa rapid. Hai nu mai vorbim de urgențe. Sunt multe urgențe medicale și vor de timpii de intervenție. Ajută și clorinarea apei? Ar fi o soluție pentru termen scurt? Da, sigur că ar fi, dar nu e ușor de făcut și nu poți să o faci peste tot. Așa că trebuie să iei niște măsuri punctuale și sunt sigur că există programe stabilite de echipele de epidemiologi și în general de medici. Încă este destul de cald în acea zonă și desigur și la noi. E bine, nu e bine? Temperatura are vreo legătură cu aceste inundații? Sigur că are, spuneam și mai devreme, țânțare avem peste tot în România. Da. Cu atât mai mult vom avea în aceste zone și de aici și riscul unor boli, cum e și West Nile, din păcate. Și care pot pune probleme, pot pune probleme mari. Ce facem cu copiii din acea zonă? Desigur, ați vorbit despre vârstnici și cei care au boli cronice de care ar trebui să ne îngrijim mai mult și ar trebui să fim un pic mai atenți la ei, dar sunt și familii cu copii. Și copiii mici pot avea aceleași probleme, infecțiile digestive la un copil foarte mic, înseamnă deshidratare, înseamnă o intervenție rapidă. Din păcate, e lucrurile sunt destul de complicate, și intervențiile, ca să le faci în așa fel încât să vadă, nu sunt deloc simple. Sper să fie o perioadă cât mai scurtă. Pentru că altfel vom avea probleme. Un eveniment ca acesta ne scade imunitatea total, nu? Mai de. ales că vine toamna, ar trebui să ne îngrijim și mai mult de sănătate astfel încât să trecem cu bine peste iarnă. Uh, cum gestionăm situația? Bine, n-aș fi atât de pesimist. Eu cred că lucrurile se vor rezolva, nu o să fie săptămâni. Uh, cu cât perioada va fi mai lungă, cu cât vom avea mai multe evenimente, mai multe infecții, o să fie și un risc mai mare, mai ales că acolo, în zonele respective, destul de multe persoane în vârstă. Da. care au și boli cronice, care au diverse alte lucruri din punct de vedere medical. Și ar trebui să fim și mai atenți, desigur. Absolut. La... Mulțumim foarte cu mult plăcere. pentru aceste recomandări. Să nu uităm că în anumite zone inundate ne-am putea confrunta chiar cu o posibilă contaminare chimică a apei. E important să știm că folosirea cizmelor de cauciuc pentru perioade îndelungate de timp poate provoca infecții fungice și leziuni ale piciorului. Așa că, până data viitoare, sănătate multă!